rugăm pe preasfinția sa să ne spună câteva cuvinte. După care o să mai cânt eu... Excelența voastră, domnule ambasador, doamnă ambasador, doamnă primar, preabucenice părinte, preabucenice părinți, preabucenice părinți, doamnelor, domnilor directori, distinși reprezentanții presei, dragă domnule Costel Rusio. Astăzi a fost o zi mare, biserica noastră ortodoxă, pretutindeni, prima duminică după sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau Rosarilor, zi închinată tuturor sfinților, celor pe care în calendarele noastre nu îi avem trecuți, dar înaintea lui Dumnezeu există și pe care se cuvine, ca și noi, cei de astăzi, creștinii de astăzi, să îi cinstim. Să le cinstim în memoria, să îi aducem în fața noastră, chiar și la nivelul acesta general, pentru că sfinții sunt oamenii de plin. Sfinții noștri, ai bisericii noastre creștine, sunt modele desăvârșite în această lume. Ei sunt cei care au urmat Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, întru toate și ne-au arătat unde trebuie să fie omul. Cât de departe poate să ajungă firea omenească atunci când își împlinește destinul, atunci când își unește sinele cu Dumnezeu prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și mă bucur că în această zi în care noi cinstim pe toți Sfinții, cei de astăzi, creștinii de astăzi, care suntem chemați și noi la Sfințenie, iată aici într-o parohie importantă din Episcopia noastră, la Michereti, unde se poate printre cei mai mulți credincioși, dacă nu chiar cei mai mulți, în această dupămasă senină și liniștită, chiar dacă am ajuns la târziu, mai târziu eu, ați avut și avem cu toții parte de un eveniment special, un eveniment deosebit, și anume să nu doar așa cum faceți în fiecare duminică și peste săptămână, dumneavoastră, membrii ai oastei Domnului, să vă adunați împreună în rugăciune, slăvindu-L pe Dumnezeu și cugetând din ce în ce mai mult, adâncind în inimile și în sufletele dumneavoastră cuvântul Sfintei Evangheliei și lăudându-L pe Dumnezeu prin glasuri de rugăciune, de poezie sau de versuri, și iată în această duminică, având-o astfel de seamă. Deci, pe lângă Părintele de aici, de la parohie, pe lângă invitații deosebiți pe care îi avem, iată aici la Michelec, reprezentanții diplomației românești, domnul ambasador, doamna profesoară la Catedra de Limba Română din Segedin, doamnele și domnii directori din celelalte părți, să avem astăzi în mijlocul nostru un om cu dar de la Dumnezeu, după cum ați putut să constatați și dumneavoastră. Și anume pe acest tânăr care a descoperit darul pe care Dumnezeu i-l-a dat și l-a pus în valoare, l-a înmulțit. Căci așa se întâmplă cu darurile pe care fiecare dintre noi le-a primit de la Dumnezeu, fiecare dintre noi are cel puțin un talent sau mai mulți talanți, și cei care își descoperă aceste daruri și contribuie și ei, pentru că trebuie să aducem și noi partea noastră, prin multă osteneală, prin multă stăruință, prin multă muncă, ajung înmulțind aceste daruri să bucure inimile oamenilor. Aceea ce ați auzit dumneavoastră până acum, așa am avut ocazia să ascult două cântări și ne dăștim, așa cum am spus, să ne ascultăm puțin înainte de a pleca. Chiar dacă domnul Costel Rusio spune că ați rămas puțin, eu văd că biserica e plină. Nu cred că sunteți chiar atât de puțin. Deci cântările acestea și darul pe care dumnealui îl are, eu consider că este o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Și binecuvântarea este îndoită de ce? Pentru faptul că pe lângă glasul deosebit pe care l-a primit de la Dumnezeu, nimeni nu poate să aibă ceva de la sine însuși, dacă Dumnezeu nu îi dăruiește lui acel lucru sau acea calitate, acea virtute, acel talent despre care vorbește Sfintele Evangheliei, dar pe lângă faptul că a primit acest dar de la Dumnezeu, iată că El nu îl folosește numai, să spunem, pentru afirmarea personală sau pentru a-și câștiga un renume deosebit în această lume,
cred că făcând aceasta, aduce pe de-o parte o împlinire sporită sufletului său și multă bucurie în inimile credincioșilor și de aceea celor care îl ascultă. Pentru că toate cele ce le facem noi în viața noastră, pentru cei de lângă noi, devin un exemplu, o pildă. O pildă pozitivă, sau poate să fie și o pildă negativă, și atunci prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem, prin felul cum ne manifestăm, noi contribuim la, să spunem, urmarea celorlalți sau la formarea celorlalți. Deci, acest dar este îndoit și noi, prin, să spunem, responsabilitatea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu, aceea de a purta de grijă poporul lui Dumnezeu și de a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru credincioși și preoți și noi, în calitate de episcopi care ne sunt încredințați, îl rugăm pe Dumnezeu să îi înmulțească darul și să-i dăruiască sănătate și zile îndelungate, ca să poată să bucure pe mulți, mulți alții și la sfârșit să-și primească răsplata bine meritată din partea Stăpânului tuturor și a celui care i-a dăruit și lui acest dar. În doar două cuvinte vreau să vă mai spun. În Sfânta Evanghelie de astăzi mi se spune care este calea pe care trebuie să meargă cineva pentru a ajunge la Sfințenie. Și contrar așteptărilor sau mentalității lumii în care ne găsim, aceasta nu este aceea de a dobândi din ce în ce mai multe lucruri dintre ale lumii acestea, ci este în primul rând aceea de a ști să renunțăm la noi înșine. A ști să renunțăm la voința care câteodată ne îndeamnă doar spre propria noastră afirmare, descoperindu-L în adâncul inimii pe Dumnezeu, și chemarea pe care fiecare dintre noi o are, fiind în stare să renunțăm la lucrurile care de multe ori am putea să le dobândim prin efortul nostru și prin munca noastră, pentru a îi închina lui Dumnezeu, în primul rând, persoana noastră, cu toate darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat nouă, și a-L urma pe Hristos, adică a ne asemăna și noi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așa cum știți și dumneavoastră, în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă foarte multe daruri duhovnicești există. Sfinții despre care putem citi mai multe în cărțile care există în Biserica noastră cu prisosință, deci ei au fost niște pilde pentru toți și continuă să existe înaintea lui Dumnezeu. Deci ei sunt vii. Și în măsura în care noi aflăm mai multe despre ei, vom avea și noi dorința de a ne asemăna lor. Și prin asemănarea cu acești sfinți pe care îi vom lua drept modele, vom ajunge și noi să fim asemenea modelului suprem al tuturor sfinților, care nu este nimeni altul decât Mântuitorul Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și așa cum am spus, în Sfânta noastră Biserică, multe daruri avem. Între care darul acesta al preoției, prin care noi ne împărtășim din Sfintele Taine și doar două lucruri aș vrea să evoc aici înaintea dumneavoastră, și anume acela al iertării păcatelor, pe care Dumnezeu îl dăruiește numai și numai în Sfânta Sa Biserică, prin Taina Spovedanii. Deci credinciosul care vine înaintea preotului și își mărturisește greșelile și păcatele pe care le-a făcut cu credință și cu multă smerenie și cu multă încredere în puterea lui Dumnezeu și în Mântuitorul Iisus Hristos, mărturisindu-și aceste păcate, primește iertare de ele și multă ușurare sufletească, multă putere pentru a merge înainte calea vieții. Și un alt dar foarte mare pe care îl avem în Sfânta noastră Biserică și numai în Sfânta noastră Biserică, tot prin intermediul preoției, ce să facem dacă suntem creștini ortodoxi și nu putem să vorbim decât despre aceasta în primul rând, este această taină extraordinară a Sfintei Împărtășanii, adică pâinea și vinul care, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciunile preoților în primul rând, dar și ale credincioșilor, la fiecare sfântă liturghie se transformă în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care se dăruiesc și se împărtășesc credincioșilor și mai cu seamă celor care s-au spovedit și au primit dezlegare de la duhovnic pentru a se putea împărtăși cu Sfintele Taine.
Deci prin aceste două taine, în mod special, care sunt premergătoare, adică au înainte taina Sfântului Botez, prin care noi devenim membri cu drepturi depline în Biserica Dreptmăritoare, în Biserica Ortodoxă, în Biserica Creștină, noi primim în sufletele noastre, pe măsura deschiderii, pe măsura străduinței, pe măsura credinței noastre, pe însuși stăpânul la toată lumea și, așa cum am spus, modelul tuturor sfinților, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar tot în biserică, un alt dar foarte important care se leagă de manifestarea dumneavoastră de astăzi, este acela al cântării. Știți că este foarte important într-o biserică cum se roagă cel care îl ajută pe preot, cântărețul de la strană, sau, mă rog, grupul de cântăreți sau corul care există în acea biserică, pentru că dacă este un cântăreț dăruit de Dumnezeu, care știe să cânte frumos, și un preot hărăzit de Dumnezeu cu daruri multe și, în primul rând, cu darul acesta al mântuirii oamenilor prin cuvânt, biserica aceea este foarte binecuvântată de Dumnezeu, pentru că oamenii vor veni cu mult drag la slujbele care se săvârșesc în biserică, fiind acolo părtași la toate darurile duhovnicești și la toate tainele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat și vrea să ni le împărtășească prin Sfânta Sa Biserică. De aceea, am putea să spunem, ziua de astăzi este una specială în care ne-am împărtășit în mod special din darul cântării și zicem că fericită este biserica aceea, deși oameni suntem cu toți, putem să avem și greșeli, nu este nimeni sfânt declarat la un moment dat, sfințenia se dobândește cu multă străduință pe parcursul întregii vieți și mai ales la finalul ei. Deci putem să și greșim ca și preoții, ca și cântăreții, pot să aibă parte de căderi, de scăderi, de mai multe păcate, dar darul pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi, trebuie să-l punem în lucrare. Și fericită este biserica aceea care are cântăreț și preot bun. Fericită cred că este și comunitatea aceea, biserica aceea, care îi va asculta pe cei care știu să cânte bine, dintre care unul îl avem aici de față, noi îl îndemnăm să nu se mândrească niciodată și să reușească să păstreze smerit, mulțumindu-Lui Dumnezeu și fiind recunoscător întotdeauna pentru acest dar, pentru că este un dar de la Dumnezeu. Și vă felicităm și pe dumneavoastră, pentru că aici, la Micherec, cu asta Domnului, împreună cu parohia, ați reușit să organizați un eveniment de excepție, care, așa după cum vedeți, este recunoscut și apreciat atât de către mulțimea credincioșilor, cât și de către oficialitățile care au răspuns invitații dumneavoastră și au dorit să fie împreună cu noi părtași la acest eveniment. Vă mulțumim, rugăm cu toată puterea noastră pe Prea Curata Fecioară Maria, Maica Domnului, și pe toți Sfinții să vă poartă de grijă și să ne ajute în calea vieții pe fiecare așa cum avem de umblat. Amin. Amin.